discutăm astăzi despre investigațiile 3D. Ne spuneați în videoeditorialul care a apărut deja pe Tulcea News despre cât de mult ajută aceste investigații, atât medicul cât și pacientul. Dar aș vrea să intrăm puțin mai mult în aceste detalii și aș vrea să ne spuneți în primul rând ce poate să facă un pacient care vine aici la Unident și care are nevoie de, eu știu, să se pregătească pentru intervenția care urmează. Cu ce fel de aparate îl investigați și care este rezultatul, eu știu, oferit de această aparatură? Nu trebuie să se pregătească nici într-un fel pacientul, trebuie doar să se prezinte în clinică. Este preluat imediat pentru o investigație panoramică unde observăm la prima privire de ce probleme suferă. Apoi se face o investigație 3D, tridimensională, pentru a intra în profunzimea afecțiunilor dentare, pentru a ști exact cum stă pacientul, care este situația și pentru a stabili un diagnostic corect și un plan de tratament corect. Vin de multe ori pacienți pentru extracții, pentru că pe o radiografie 2D se bănuiește a fi o fractură. După o investigație 3D tridimensională, ne rotim în jurul rădăcinii și observăm că este un canal accesoriu și nu o fractură. Diferența este de la a păstra un dinte, a salva un dinte și a extrage un dinte. Întotdeauna e mai bun să păstrezi ce e natural decât să-i pui ceva artificial, imaginez. Bun, și atunci aș vrea, pentru că ați adus aminte de chestia asta, aș vrea să ne explicați, toată lumea obișnuită cu radiografia 2D clasică pe care o știm de ani de zile, ce aduce nou această radiografie 3D pe care o efectuează Unident? Investigațiile 3D, tomografiile, sau noi spunem tomografie pentru că e mai pe înțelesul pacientului, de fapt este un CBCT, un tomograf modern cu mai puține radiații. Și ăsta este un avantaj, faptul că nu te iradiezi de fiecare dată când vii și ai nevoie de o astfel de investigație, reprezintă un avantaj major pentru pacient. Da, plus că putem face segmentar aceste pentru 2-3 dinți, pentru o hemiarcadă, adică pentru jumătate de maxilar sau pentru tot maxilarul. Vedem și analizăm tridimensional, 3D. Nu ne mai uităm la o fotografie în care vedem doar două rădăcini ale dintelui. În tomografia 3D ne rotim în jurul rădăcinilor dentare pentru a observa dacă sunt acolo, dacă nu s-au rezorbit, dacă nu sunt fracturate, dacă nu au anomalii, iar mai ales atunci când avem un tratament endodontic, este foarte important să știm ce surprize ne rezervă anatomia, câte canale, pentru că fiecare individ este unic, este special, fiecare dinte este unic și atunci nu putem trata pe toată lumea la fel sau imaginându-ne cum ar fi canalele dentare. Astăzi nu mai avem surprize, din punctul acesta de vedere suntem medici fericiți că avem această tehnologie în clinică și presupun că și pentru colegii mei tulceni care trimit în clinica noastră pacienții pentru aceste investigații. Suntem încântați că putem lucra frumos, corect și liniștiți că am efectuat acel tratament care trebuie și nu doar unul presupus. Pentru pacientul care vine aici, trebuie spus faptul că dacă înainte la investigațiile acestea 2D aveai un filmuleț în gură care poate zrănea gingia și așa mai departe, acum totul se face mult mai modern, nu dai să mai ții acel film în gură. Explicați-ne puțin în ce constă această procedură. Este o investigație mult mai confortabilă, pentru că nu mai este acel film, da? Se rotește un senzor și preia imagini, care sunt apoi reproduse 3D. Asistentele prelucrează această imagine brută, este nevoie de un personal calificat, apoi medicii trebuie să fi parcurs un curs în care au învățat cum să interpreteze toate aceste informații. Dar medicii deja au început să se familiarizeze, noi am organizat și cursuri pentru medicii dentiști din oraș și din orașul Galați pentru a pune cât mai în siguranță pacienții în cadrul tratamentelor stomatologice. Un alt avantaj important pentru client este acela că nu petrece, eu știu, o oră, două, trei până primește rezultatul. În cât timp poate să vadă un rezultat și când poate să meargă mai departe, eu știu, la pasul următor? Pentru o tomografie endo, cea mai mică,
E vorba de câteva minute, 10 minute pentru o tomografie bimaxilară, o imagine a întregii danturi, 20 de minute, poate să beneficieze de investigația gata prelucrată și poate intra la o consultație. Aceste informații ajung direct la medicul dentist care ne-a trimis pacientul sau direct pe cabinetele noastre pentru tratament. Bun. La final aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte pentru acei pacienți care nu au ajuns încă aici la Unident și să ne faceți așa un scurt rezumat a, eu știu, tipurilor de intervenții sau de lucruri pe care le pot face aici în urma acestei tomografii, acestei radiografii 3D. Pot să-și rezolve mai întâi urgențele, așa începem de obicei, cu lucrurile urgente, pentru a nu se complica. Apoi facem un plan de tratament pentru viitoarele sesiuni. Chiar dacă pacientul nu este pregătit financiar sau nu are timp sau nu și-a propus, el pleacă deja cu un plan de tratament, cu un deviz la care se poate gândi și poate proiecta când va avea loc acel tratament, dar sfatul nostru este să se grăbească, să nu lase lucrurile să evolueze și să se complice. Atâta timp cât știm că suntem în siguranță, eu cred că toți pacienții ar trebui să beneficieze de un astfel de investigație și tare mult mi-aș dori ca aceste investigații să fie suportate de casa de asigurări, să fie ca un examen obligatoriu, cum era periodic, decontat, da, periodic și decontat de casa de asigurări, pentru că este absolut necesar să știm cum stăm și la nivelul danturii, nu doar cu organele noastre interne, știind deja faptul că dantura poate afecta sănătatea întregului organism.